Hello, my loves! Ce faceți? M-am gândit ca pentru astăzi să avem așa o discuție cumva, un stil TikTok, dar despre fashion, pentru că observ că se întâmplă, răsare un fenomen care, cel puțin în ce mă privește, mi se pare interesant și este demn de urmărit. Și chiar sunt foarte curioasă să-mi spuneți și voi părerile voastre în comentarii și dacă ați observat trendul ăsta sau dacă vi se pare că o să prindă, pentru că acum suntem într-o perioadă în care am senzația că încearcă să pătrundă acest trend, dar nu e tocmai trend. Și de asemenea o să vă spun părerile mele de ce cred eu într-o anumită măsură că nu o să funcționeze. Și este vorba despre Old Money Aesthetics. Probabil dacă frecventați YouTube-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul, ați auzit că un nou trend în materie de modă este Old Money Aesthetics, adică să ai aspectul ăla ca și cum ai proveni dintr-o familie bogată, cu pretenții, cu renume și mai de mult cel puțin în vremurile în care oamenii aveau gusturi și clasă și erau foarte atenți la lucrurile astea. Oamenii ăștia care proveneau din mediile astea, nu neapărat din familii bogate, ci din medii educate și elevate, oamenii ăștia se distingeau de restul lumii. Adică puteai să-ți dai seama foarte repede de un om care, nu știu, a studiat la o facultate celebră și are o funcție foarte importantă, puteai să-l distingi foarte ușor de un tip care s-a îmbogățit peste noapte din IT, să spunem, da? Și asta pentru că genul ăsta de oameni tind să se ducă către o anumită direcție și nu vorbim doar de modă, dar cu precădere în modă, tind să se ducă într-o anumită direcție. Dar înainte să intrăm și să disecăm tot subiectul ăsta, hai să vedem ce presupune acest trend. Pentru că lumea se concentrează mai mult pe fashion și când vorbim de old money aesthetics, ne gândim cu precădere la fashion. Și la ce se referă acest old money aesthetics? Se referă mai exact la acel aspect al hainelor clasice, croierile clasice, croierile care îți vin bine, croierile făcute să-ți pună în valoare silueta, fără să pară foarte pretențioase sau fără să arate că ai bani. De ce? Pentru că toată treaba asta pleacă de la ideea că oamenii cu bani, oamenii cu mulți bani, cu adevărat bogați și care au o tradiție în familia lor de a avea bani și sunt obișnuiți, adică aia e normalitatea lor, să aibă bani, să se plimbe prin castele cu avioane private, să joace golf și știți, stilul ăla de viață foarte luxos, pentru ei aia e normalitatea, aia e realitatea și atunci nu simt nevoia să-și expună bogăția prin haine și prin alte lucruri, da? Și este o chestie pe care, de altfel, eu am discutat-o cu voi de-a lungul timpului și pe care o tot spun că, băi, oamenii cu bani nu simt nevoia să fie flashy, cum zic americani, și să arate tot timpul câți bani au, cât au cheltuit pe un anumit lucru, să arate branduri și așa mai departe. Din contră, dacă vă uitați în special la britanici, veți vedea că nu se observă embleme de branduri. Știi că o anumită piesă de îmbrăcăminte este de la un anumit brand doar prin prisma croierii. Da? Doar prin prisma felului în care este construită acea piesă de îmbrăcăminte, nu există un logo, nu există un semn distinctiv, nu există o culoare distinctivă, nu există nimic deosebit care să atragă atenția să spună da, ăla este brandul cu tare. Și asta, repet, vine tocmai din faptul că oamenii ăștia sunt obișnuiți să cheltuie mult, să aibă bani, să trăiască la un anumit nivel, într-un anumit stil și nu simt nevoia să se laude cu aspectul ăsta. De ce? Pentru că trăiesc printre oameni care sunt la fel ca ei, de nivelul lor. Ei, ce se întâmplă acum, Doamne să rămână în sfârșit, eu cred că am ajuns la o supra-saturație a ceea ce înseamnă vulgaritate și trashy. Adică, ușor, ușor, chiar și oamenii de rând, care nu fac parte din în alta societate a lumii, să spunem așa, își dau seama că, băi, stilul ăsta promovat în ultimii 10-15 ani de Kardashian sau de alte pițipoance de pe la Hollywood de genul ăsta,
deja este prea mult. Deja nu este, și mai ales în ceea ce le privește pe femei, nu este în avantajul lor. Că nu e în avantajul tău să zici că e sexy expunându-ți toată pielea sau purtând haine excesiv de mulate, prin, transparente, prin care se vede totul, da? Și să aparții unei anumite tipologii de corp, știți? Aia nu e sexy și nu este în avantajul femeilor și putem intra într-o dezbatere destul de lungă pe tema asta, dar nu e cazul acum. Dar nu e sexy și nu este frumos și nu e feminin și ca femeie, again, rețineți treaba asta, nu-ți aduce niciun avantaj și niciun beneficiu, deși așa se promovează ideea că ai mai multe avantaje dacă îți expui toate cele și te arăți despuiată peste tot. Nu, de fapt nu-ți aduce niciun avantaj. Și oamenii de rând, bănuiesc eu, au început să-și dea seama că, stai un pic, că s-a ajuns un pic prea departe cu vulgaritatea și cu tentativa asta de a epata și cu tentativa asta de a atrage atenția prin orice, că deja am ajuns să avem ghearele atâta, genele atâta, părul atâta și în 15.000 de culori, ne punem tot felul de chestii pe corp ca să ne transformăm corpul, să nu mai arate natural cum este el natural. Recurgem la toate modalitățile posibile de a ne transforma și cu toate astea nu avem acele beneficii promise, pentru că nu asta e cale, again. Și oamenii încep să se plinde ușor-ușor și ușor-ușor încep să-și dea seama că, băi, poate varianta aia de care zice toată lumea cu liniile clasice, cu discreția, cu subtilitatea, cu a fi puțin mai reținut și mai rezervat în a te expune, poate e o variantă mai bună. De aia, acum au început ușor-ușor oamenii să se uite, zic eu că de aia, au început oamenii să se uite către zona asta de old money aesthetics, da? Pentru că și-au dat seama că kitsch-ul, vulgaritatea, trendy-ul și toate cele date de clanul Kardashian, Cardi B și așa mai departe, toate astea, de fapt, a la long, pentru un om care nu are statutul lor, banilor și poziția lor, nu ajută. Și atunci oamenii se reîntorc către ideea asta de clasic. Cum ziceam, în ceea ce privește old money aesthetics, găsim acele linii clasice. Vorbim strict de îmbrăcăminte acum, da? Vorbim de hainele alea clasice cu care unele îmi spuneți că sunt băbești, sunt bătrânicioase și sunt oribile. Nu, nu sunt oribile pentru că sunt clasice, tocmai pentru că rezistă în timp și tocmai pentru că atunci când ele au fost concepute, vorbim de hainele astea clasice, ele când au fost concepute, au fost concepute ca să se potrivească multor tipologii de corp, să scoată în evidență corpul, să te facă să te simți bine, să nu te strângă, să nu te angoaseze hainele fără să, nu știu, epatezi, da? Pentru că odinioară, credeți sau nu, acum vreo 50-60 de ani, lumea nu era concentrată să epateze prin haine, ci mai degrabă hainele veneau în completarea personalității omului și a ceea ce știa omul respectiv, da? Hainele erau ca un atu pe care și-l adăugau la personalitatea lor, nu se răsfrângea personalitatea lor din haine. Ceea ce, din păcate, acum nu se mai face și, din păcate, acum se pune accent pe cum arăți și nu mai contează restul. Pe mine, acum, dacă e să mă întrebați pe mine, da, pe mine mă bucură ideea asta, tranziția asta sau tentativa asta de a ne duce. Știu că s-a făcut mare vâlvă pe nunta lui Sofia Ricci, că de acolo au plecat, au început o grămadă de discuții, cum că old money aesthetics ar fi nou trend, și multă lume care deja este acolo și care deja a pășit în zona asta și multă lume care a înțeles că liniile clasice în materie de haine și lucrurile durabile nu sunt un trend, sunt doar o chestie normală, o chestie firească, doar o latură firească a vieții, oamenii nu cad în ideea de trend și nu tratează treaba asta ca trend. Dar, cum ziceam, de la nunta Sofiei Ricci s-a pus mare accent pe treaba asta, că, wow, uite cum, uite ținutele pe care le promova ea și felul în care promova ea și felul în care s-a îmbrăcat și ea și cei din jurul ei, că uite cum tind către treaba asta, știți, către
zona asta de old money aesthetics. Bun, acum, again, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că este o îmbunătățire, este și ca trend, și dacă e să o luăm ca trend, nici eu nu consider că este un trend, cred că este o latură firească a vieții și a modei către care trebuie să ne îndreptăm, dar dacă lumea vrea să ia lucrul ăsta ca trend, ok, nu-i problemă să-l ia ca trend, deși nici eu nu cred asta că este trend. Și poate mai curățăm și mai spălăm toată chicioșenia asta universală care se întâmplă în ceea ce privește hainele și comportamentul oamenilor, pentru că, în definitiv, old money aesthetics nu este vorba doar despre haine. Și aici vreau să ajung cu voi și aici vreau să discut cu voi că în momentul în care vorbim de old money aesthetics, lumea se cade în capcana de a se uita doar la haine, doar la mașini, doar la lucruri, doar la ideea de a arăta că ești bogat, dar fără să simți nevoia să arăți că ești bogat, știți? Asta este o capcană în care ăștia care până acum au fost leșinați după clanul Kardashian o să cadă, o să încerce să adopte stilul ăsta de a arăta că ești bogat fără să încerci să arăți că ești bogat, știți? E un paradox aici destul de dubios și nu știu dacă mă fac neapărat înțeleasă. De fapt, tot ce înseamnă old money aesthetics nu se referă doar la haine și la lucrurile materiale pe care le ai. Pentru că, gândiți-vă în felul următor, hai să o luăm logic. Oamenii ăștia care vin din familii cu arbore genealogic din ăla sănătos, cu renume, cu posibilități materiale foarte mari, oamenii ăștia în general au o educație desăvârșită. Poate că mulți dintre ei nu și-o arată și poate că mulți dintre ei se comportă chiar pe dos, dar, în general, oamenii ăștia care fac parte din acea categorie socială pe care acest, așa zis, trend încearcă să-l imite, oamenii ăia au educație și, de fapt, aia îi face să fie reținuți, aia îi face să nu poarte branduri, aia îi face să nu dea curs tuturor vulgarităților pe care le vedem în mod normal, în mod curent, ca fiind normale. Oamenii ăia se concentrează foarte mult pe a-și eleva educația, pe a-și eleva manierele chiar, da? Oamenii ăia au manierele însușite pentru ei, manierele, nu vorbim doar la masă, ci în general sunt ceva firesc și fac parte din ADN-ul lor și se comportă așa pentru că așa le dictează statutul pe care îl reprezintă și pe care îl au. Ceea ce oamenii care aleargă după trendul ăsta nu vor înțelege și asta este trist din punctul meu de vedere. Aici nu o să prindă faptul că oamenii ăștia care până acum au fost cu Kardashian, care și-au pus gene, unghii, păr de nu știu care și și-au făcut toate operațiile posibile și imposibile, oamenii ăștia nu vor înțelege că acest old money aesthetics nu e doar de suprafață, doar de haine. Îmi schimb rochia asta cu ceva banal sau așa. Nu, oamenii ăia nu vor înțelege, ei vor crede în continuare că superficialitatea pe care au avut-o și pe, în care au căzut până acum este acceptabilă, ceea ce nu e cazul. Da? Pentru a face din parte din categoria aia de old money aesthetics, trebuie să-ți elevezi în primul și în primul rând cultura, educația, da? Manierele, să devii mai rafinat, să devii mai soft, ca să spunem așa. Da, știu, nu ne place. Într-o lume a manelelor și a chiciului și a grotescului și a vulgarității, nu ne place ideea asta și, din păcate, estimările mele modeste de om care urmărește lucrurile astea tind să creadă că nu o să țină. Adică o să fie așa ca un spark, un an, doi cu old money aesthetics, dar după aia o să bubuie iarăși pe chici, până vine cineva, până se reinventează un alt clan Kardashian sau o altă vedetuță din asta de mâna 15-a care are mai mult tupeu decât
restul lumii și începe să spună celorlalți ce să poarte și cum să poarte. Iarăși, o altă chestie pe care lumea nu înțelege cu privire la All Money Aesthetics este că oamenii sunt individuali, sunt foarte individualiști, dacă vrei să spunem așa, în sensul că nu, ei nu merg către ce dictează turma, da? Ei nu se îmbracă, nu știu, un pantalon de stofă cu loafer și cu o cămașă din in, pentru că așa face toată lumea, ci pentru că și-au descoperit stilul ăla și pentru că pe ei asta îi face să se simtă bine și să asta îi completează, da? Ori un om care nu are educație în sensul ăsta o să se ducă, o să ia hainele alea, o să le poarte un an, doi și după aia se plictisește pentru că nu mai atrage atenția, nu mai este atât de viral, nu mai este atât de wow, nu mai este atât de despuiat totul și normal că o să renunțe la treaba asta. De-aia spun că ține foarte mult de educație, ține foarte mult de cultură pe care trebuie să o ai și în definitiv va rămâne, din perspectiva mea, va rămâne tot așa o chestie izolată pe care numai anumite persoane care chiar vor să-și eleveze viața și stilul de viață și capacitățile și cunoștințele vor accesa acest așa zis trend. Ca să ajungi la All Money Aesthetics nu trebuie să neapărat bani. Da, probabil va trebui să dai mai mulți bani pe anumite piese pe care înainte nu dădeai atât de mult, pentru că iarăși aici vorbim de calitate în defavoarea cantității și again, trăim într-o lume consumeristă în care vrem neapărat să consumăm foarte mult și suntem împinși să consumăm foarte mult și credeți voi că marile corporații se vor opri din a vinde? Nu, vor găsi metode de a manipula oamenii astfel încât să cumpere cât mai mult, da? Cum să te lase pe tine să cumperi o cămașă de in care să te țină 10 ani când el trebuie să vândă 700.000 de cămăși din alea pe an? Deci cum să te lase? Normal că o să se întâmple ceva și o să inventeze ceva și o să schimbe trendurile astfel încât să schimbe percepția și să te duci după un trend nou care va ajuta la vânzărilor lor, la creșterea vânzărilor lor. Și de aia spun, îți trebuie cultură foarte mult în sensul ăsta. Nu trebuie atât de mulți bani ca să ai tipologia aia de look. Da? Pentru că, iarăși, mergem pe simplitate, exact ce nu s-a promovat în ultimii 20 de ani, cel puțin absolut de ce mai mult de 20 de ani, cred că în ultimii 40 de ani, ideea de simplitate în modă a fost ignorată cu desăvârșire, da? Pentru că ori dacă erau hainele simple, erau în așa fel făcute încât să te expui foarte mult, ori dacă erau hainele te acopereau foarte mult, erau foarte wild așa și foarte urlau foarte tare prin prisma culorilor și a croielilor. Dacă vreți să mergeți către direcția asta de All Money Aesthetics, țineți cont de faptul că este nevoie de cultură și este nevoie să lucrați la categoria de cultură. Eu știu că pentru români este ceva înfiorător, că le dai daună totală. Chiar am niște povești atât de interesante să vă spun și nu știu dacă e cazul să vi le spun. Adică, personal, vreau să vi le spun ca cu titlul de exemplu, dar pe de altă parte sunt niște povești cumva atât de particulare încât mie că se vor regăsi foarte mulți. Da, absurdul, știu, absurdul frazei, încât nu știu cum va reacționa lumea cu privire la asta, cu cultura și cu... Da. La noi în România, când vorbim de cultură, nu, e ca și cum ai zice că reînvia ciuma. Știu. Sunt prea puțini oamenii care înțeleg ideea că, băi, în primul rând îți trebuie educație, îți trebuie calmitatea aia necesară pe care ți-o dă cunoașterea de orice fel și după aceea să te duci către lucruri materiale. Da. Cam asta am avut eu de zis astăzi. Spuneți-mi și voi dacă ați văzut trendul ăsta, dacă vi se pare interesant, dacă vă place, dacă vă atrage sau dacă veți rămâne pe alte lucruri care au fost trendy până acum. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!